Noi suntem tare supărați pe corupți și o să începem curățarea acestui sistem. Începem de la corupția mare, după care o să ajungem și la corupția mică, dar ne ocupăm întâi de cei care fură milioane și miliarde, pentru că din cauza lor nu avem locuri de muncă. Cine o să investească într-o țară despre care toată lumea știe că aici se fură 12% din produsul intern brut? Așa am devenit noi cunoscuți în toată lumea. Țara cea mai săracă în care guvernanții au furat cea mai mare sumă. Cine o să investească din Republica Moldova știind că va fi hărțuit de către instituțiile statului, instituțiile statului care ar trebui să fie interesate ca noi să avem cât mai multe afaceri, ca noi să producem cât mai multe lucruri, ca să avem locuri de muncă, ca să plătim impozite? Nu, ei sunt cei care vin și care ne hărțuiesc ca să nu vrem să facem nimic în Republica Moldova. Cum putem noi să plătim salarii mai mari profesorilor și medicilor dacă din bugetul de stat se fură? Și se fură prin sistemul bancar, dar nu doar. Curtea de conturi de curând spunea că în ultimii 4 ani nu s-au plătit impozite la stat în valoare de câteva miliarde de lei. Miliarde de lei. De ce? Pentru că anumite companii au scutiri, sunt scutite de plata impozitelor, pentru că așa au decis parlamentarii. Și dacă vă uitați la lista acestor întreprinderi, nu o să găsiți niște întreprinderi amărâte care cu greu acoperă cheltuielile. O să găsiți companii mari, care au cifre de afaceri foarte mari. Din aceste scutiri fiscale, ei nu creează mai multe locuri de muncă, ei nu cresc salariile. Ei își duc aceste câștiguri prin firme offshore.